Genul programului pamflet. Doamnelor, domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine v-a regăsit! Avem un nou șef la... Nu avem noi! Au! Au ei! Au! Un nou șef la organizația municipală PDR Suceava. Este vorba de fostul viceprimar Lucian Harșovski. Da, era previzibil acest pas. Domnul Lucian Harșovski este un activist PDL vechi. Domnul Harșovski acum are și mai mult timp liber pentru că nu mai este viceprimar, lucrează, nu știu unde lucrează, și are timp să facă politică. Domnul Harșovski vine în locul primarului Ion Lungu, căruia i-a trecut glonțul alegerilor pe lângă ureche, pe la ureche. Era cât pe ce să piardă postul de primar și să alecui de politică. Și dacă a pierdut foarte multe voturi, a pierdut pentru că lumea în campania electorală a descoperit că Ion Lungu este un alt activist PDL. Da. Până atunci, Ion Lungu a fost perceput ca un primar și atât al Sucevei, însă în campania electorală, faptul că domnul Lungu s-a apropiat periculos de mult de Gheorghe Flutur și au apărut pe afișele electorale și peste tot echipa Flutur Lungu, lumea atunci zice, stai mă că ăsta e cu PDL-ul, ăștia de ne-au făcut nouă rău. Și ia să votăm noi împotriva lui Ion Lungu, doar nu a votat lumea pentru Alexandru Băișan. Au vor fi votat câțiva mai exaltați. Au pentru tombola, nu? Dar restul lumea a votat împotriva lui Ion Lungu. Și atunci Ion Lungu s-a retras și nici nu mai putea să rămână acolo la vârful PDL pentru că ar fi avut viață grea la primărie cu doi viceprimari, unul de la PNL și unul de la PSD și cu un consiliu local majoritar USL. Și ar fi avut viața lui Puiu. Îl știi pe Puiu? Am auzit și eu de el, nu îl cunosc, dar știu că e o expresie în asta. Da, da. Ai viața lui Puiu. Și n-a vrut să aibă viața lui Puiu și s-a retras. Și l-a pus pe ăsta micu, că el e de la tineret, Lucian Harșovski, și l-a pus acolo. Însă Partidul Democrat Liberal, Lucian Harșovski este priceput, așa, el știe să se ocupe de campanii electorale, pentru că a făcut de mult, știe să lipească afișe, știe cum se organizeze cu tineretul și așa mai departe. Domnul Harșovski are și un mare rezultat de al domnului Harșovski, a fost înregistrat la alegerile europarlamentare, atunci când fata cea mică a președintelui suspendat a fost aleasă europarlamentar. Pentru că nu cred că sunt foarte mulți oameni care cred, care au impresia că a ajuns europarlamentar pentru că a votat poporul cu ea. Nu. A fost o campanie a organizațiilor de tineret în toată țara să dea voturi și pentru EBA, pentru cea mică. Dar asta se întâmpla într-o vreme în care PDL-ul era pe val și își permitea. Da, da, da. Dă-i și fetei președintele acolo niște voturi, că la noi nu se cunoaște. Și la Suceava, responsabil cu făcut rost de voturi pentru EBA, a fost Lucian Harșovski și s-a descurcat. Au ieșit multe voturi pentru EBA. Însă, la acest moment în care Partidul Democrat Liberal este prăbușit din punct de vedere al imaginii, mai nimerit ar fi fost o altă prezență în fruntea Partidului Democrat Liberal și mă gândesc eu așa că ar fi fost mai nimerit doctorul Irimie să fie. Domnul doctor Irimie, care e cunoscut, a fost director de spital, director de SP, e ginecolog, știu atâtea, doamne, și soților că mergi cu soția să nască, vine și soțul. Și zice, domn doctor, cum e soția? Cum e la micul sănătos? Și plus că a fost ministru secretar de stat 4 ani de zile, nu? Până acum, până s-a schimbat guvernare. E un tip așezat, așa, are o vorbă domoală, are greutate, are prestanță. Păi PDL-ul, dacă îi varză acum praf și pulbere, trebuia să pună pe Cristi Irimie acolo. Că păi, ar fi fost mai nimerit. Poate va fi, și că domnul Harșovski doar interimar, domnul Harșovski. Dacă nu pune după alegeri, acum trebuie acum, să nu? Pună. Acum era momentul, cel mai momentul. Potrivit. Domnul Harșovski este șef la tineret, e prim vicepreședinte la municipiu. Sau poate nu și-a dorit domnul Irimie. Nu știu, spune așa, eu de-aia vin aici să comentez. Mă gândesc eu, cum ar fi fost mai bine pentru un partid prăbușit să-l pună pe domnul Irimie. Și domnul Harșovski avea, are două funcții, putea să rămână acolo. Domnul Harșovski e bun, bun de teren, de organizat, așa, dar la imagine așa, cine e președinte la municipiu la PDL? Întreabă Costică pe Ionică la rând la Castraveți Murați. Lucian! Bine.
Cine e președintele la PD? Domnul doctor Irimie. E domnul doctor acolo? A fost și soția mea pe la el. Bă, eu, și vecina altă, care da, nu da, știu ce. E altă chestiune, părerea mea. Și am văzut că PD-ul zice că sunt foarte puternici. Nu sunt puternici. La momentul ăsta PD-ul Suceava e undeva pierdut în pădurile Bucovinei. După alegerile din 10 iunie sunt inexistenți. Unde și lucrul ăsta se observă cu atât mai tare cu cât până atunci toată ziua erau cu costume, cu creveți la gât, prin ziare, pe la televizor, ăștia făceau mișto de USL, câștigăm, vai de mama lor, niște necopți, noi facem, dregem, spargem munții, nu știu ce, și după 10 iunie s-au ascuns în porumb sau în pădure, plecați. Aproape că nu mai există. Ești lin grănile. Bun, hai să vorbim acum despre obiectivele care ar putea, să le spunem obiective, care ar putea să schimbe, să determine dezvoltarea turistică a județului în viziunea noului președinte al Consiliului Județean Suceava, Safari Park la Păltinoasa, pârtie de schi în Călimani. Și delta Dunării la Pojoretă. Propun eu. Și un litoral așa la, ca la Findești. Asta cu turismul, hai să vorbim și noi. A vorbit Gheorghe Futur 4 ani de zile cu turismul, acum vine și Cătălin Echifor cu turismul, că se facă turism, să aducem turiști, să dezvoltăm turismul și să aducem bani la județ. Turismul se poate dezvolta într-un singur fel, e o singură variantă. Să aibă lumea bani să vină să facă turism, despre asta e vorba, da. Că și acum ar veni mulți. Și noi turiști să ne iasă asta din cap, că noi putem face turism internațional. Nu, noi nu putem face turism internațional decât pentru trei mătuși care au 75 de ani. Și nu au foarte multe pretenții, și, nu? Și nu mai pot să meargă cu avionul în Caraibe, știi, și le plimbă cu autocarul, le aduce din Germania până aici. Că dacă vin aici o săptămână, strică mașinile în gropi... Da. Nu, că nu mai au pot ele din cauza sănătății, mai pot să zboare. Vin cu autocarul pâr câte o săptămână, știi? Le mai opresc pe drum 50 de km pe zi, mai mănânc o ciorbă, adorm și doar pentru niște bătrâne din astea care zice, hai mă, că toată viața umbla lumea asta, numai în România n-am fost, hai să mă duc și acolo. Doar atât. În rest, noi nu existăm. Și singura modalitate, adică turismul de la noi, e făcut pentru ai noștri. Adică, pentru cetățenii din Botoșani, Iași, Neamț, Buzău, Vrancea, Harghita și mai departe. Nu că e merg la ea acolo. În fine. Pentru niște cetățeni din zona asta. Și pentru ca cetățenii din zona asta să vină, au nevoie de bani. Pentru asta este nevoie de o guvernare bună. Nu de schimbat Curtea Constituțională și Avocat Poporului. Trebuie să faci ceva, să pui economia să meargă. Dar și în momentul în care merge economia, omul câștigă mai mulți bani și vine aici la... Permite să vină în weekend, de exemplu, da. La Gura Humurului am înțeles că acum o săptămână era plin acolo, pentru că e și piscina acoperită, da. E și bazin de not afară, e frumos, sunt niște terase, da. Trebuia, adică se vede. Lucrurile sunt ele într-un fel așa făcute și turismul ăsta nu îl dezvoltă domnul președinte Nichifor sau domnul președinte Flutur sau domnul președinte Richard Nixon. Turismul ăsta îl dezvoltă oamenii care bagă bani în turism, știi? Și pârtie de schi mai e pe la Humor, mai e pe la Dorna, la Câmpul Lung, în piedicatul de primar care n-am făcut-o, dar sunt utilajele acolo, instalațiile și o să le punem. Și asta cu Safari Park, ce trebuie? Vine omul și se merge cu mașina lui prin pădure și dacă vede o căprioară, arată copilul, uite Cătălin, o căprioară acolo. Se uite copilul cu nas turtit pe geam, se la căprioară și face Safari Park. Nu trebuie să facă domnul președinte Nechifor țarcuri și nu știu ce. Nu trebuie. Dar deci asta cu aeroportul? Ar trebui, nu? Asta, da, cu aeroportul. Asta e bună. Da, să se facă asta într-adevăr. Dar asta, așa putem dezvolta turismul dacă e o bună guvernare și are lumea bani. În rest, îți vorbe de simpozion. Pe care noi le credem, nu? Nu le credem, le știm. Îți mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!